găsit, dragi telespectatori! Prezența invitatului meu din această seară aduce un plus de valoare emisiunii noastre. Alături de mine se află domnul Constantin Andrei, conferențiar, universitar doctor la Catedra de Chitară a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și director a Facultății de Muzică din Piatra Neamț. Bine ați venit, domnule director, în emisiunea mea! Vă mulțumesc de invitație! Povestiți-ne puțin, întâi și întâi, pentru că o să ajungem și la pasiunea dumneavoastră, chitara, de fapt este și un mod de a trăi, nu? Pentru dumneavoastră, e un mod de viață. Povestiți-ne puțin despre extensia aceasta de la Piatra Neamț. Eu mărturisesc că foarte târziu am auzit de această extensie. Și de câți ani sunteți aici? Extensia Piatra Neamț a Academiei de Muzică, practic, a luat ființă în 1998, pe vremea aceea Colegiul Universitar de Muzică, mai apoi Facultatea de Muzică, iar în 2011 filială sau extensia Piatra Neamț. Iată, se împlinesc 20 de ani de când existăm, fiind o instituție acreditată de Ministerul Educației Naționale și mai ales unică în peisajul moldav, mai precis în Piatra Neamț, care a oferit generații de absolvenți, care acum sunt profesori, artiști, instrumentiști, în orchestre, în ansambluri și așa mai departe. Deci avem 20 de ani. De muzicieni, da? Pentru județul Neamț și împrejurimile județului. Da, sigur, asta s-a și dorit și sperăm ca în continuare să ne bucurăm de aceeași atractivitate și mai ales să oferim aceeași educație muzicală tuturor celor care ne calcă pragul. Ce le puteți spune telespectatorilor noștri despre concursul de admitere din acest an? Poate sunt, îmi doresc să fie interesați să afle detalii. Da, concursul de admitere se desfășoară în două sesiuni. Prima va fi în 30 iulie 2 august, iar în septembrie, mai precis în 13-15 septembrie, va fi cea de-a doua. Extensia noastră are trei programe de studiu, muzică sau pedagogie muzicală, cum a fost cunoscută până acum, denumirea fiind recent schimbată, și interpretare canto și interpretare instrumente. Pedagogia muzicală sau muzica se studiază pe o perioadă de 3 ani de zile, iar celelalte, interpretarea muzicală și canto, 4 ani de studiu. Sigur, după acești 3 și 4 ani de studiu, absolvenții noștri își pot continua studiile la masterat, atât la Academia de Muzică Gheorghe Dima, sau și în alte universități, după cum bine știm. Absolut, absolut. De câte locuri bugetate dispuneți pentru anul universitar? Anul acesta, extensia noastră are un număr de locuri, de 25 de locuri bugetate, iar locurile cu taxă sunt 3 la pedagogie și 4 la instrumente. Înțeles. Care ar fi criteriile de înscriere la acest concurs de admitere? Concursul de admitere este deschis tuturor celor care doresc să studieze muzica, un instrument sau canto sau pedagogie muzicală. Cei care au școli de muzică sau licee, absolvenți ai acestor școli, sau chiar și amatori, dar bineînțeles, având o bază muzicală adecvată pentru a face față programului de admitere și, bineînțeles, pentru a continua studiile în bune condiții pe durata celor 3 sau 4 ani. Deci pot veni să se înscrie și cei care nu au liceu de specialitate, da? Da, sigur. Acesta este un regulament și mai ales care este prezent în toate broșurile de admitere a tuturor universităților, nu numai a extensiei noastre. Este știut faptul că Academia de Muzică Gheorghe Dima, extensia Piatra Neamț, are un profil special de
muzică pentru cunoscători cumva. Cum se vor descurca atunci acești studenți sau viitori studenți care nu au pregătire în spate? Le asigurați totuși ceva, o minimă preparare? Întotdeauna, chiar și cei care vin din școli de profil, spuneam mai devreme, sau cei care au o minimă educație muzicală, vor avea parte de acele pregătiri pentru admitere care se fac an de an, care se întind pe durata a 10 zile sau o săptămână în funcție de cere și sigur acolo vor fi testați, vor fi îndrumați, vor fi completați cu anumite cunoștințe, în așa fel încât candidatul să treacă în bune condiții examenul de admitere. Înțeles. Despre facilități pe care le puteți oferi pe anul universitar, pe parcursul... Da, ca și până acum, extensia Piatra Neamț, pe lângă spațiile de studiu, sălile și laboratoarele pe care le avem în dotare, avem o bază materială foarte bună, sală de sport, fonotec, informatică muzicală, sală de concert și așa mai departe. Dar cred că foarte important este să amintim faptul că la etajul întâi al acestei clădiri se află căminul studențesc, unde practic oferă un număr important de locuri. Practic toată lumea care dorește să se cazeze va găsi loc în această instituție și este foarte important că de la etajul 1 se coboară la sălile de studiu. Deci nu mai trebuie să te deplasezi, nu mai sunt alte impedimente. E un avantaj. În foarte scurt timp va fi și o cantină în interiorul extensiei noastre. Ea deja se află în construcție și, bineînțeles, să nu uităm, dacă tot m-ați întrebat la capitolul ăsta, amenajările și îmbunătățirile care în continuare se derulează, în așa fel încât și spațiul nostru să arate la nivel actual, național și chiar european, dacă putem să-i spunem. Și o altă facilitate ar fi acordarea de burse. Da? Sigur, aceasta face parte din să spunem, o parte didactică a problemei. Sigur, studenții, în funcție de media și situația socială pe care o au, vor primi burse, atât sociale cât și de studiu. Am înțeles. De ce ar trebui să opteze un tânăr sau, de ce nu, un matur, pentru că sunt studenți de toate vârstele aici, pentru Academia de Muzică Gheorghe Timan Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț? Da, este o bună întrebare și vă răspund foarte pe scurt. Datorită calității corpului profesoral, pentru că de la început, încă din 1998, aceasta a fost prima și în continuare atracția principală, pentru că, vă repet, mai toți colegii mei predăm atât la Academia de Muzică Gheorghe Dima, cât și aici și, practic, nu facem decât să menținem standardele ridicate ale nivelului cultural al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, cu reflecție, bineînțeles, și la extensia Piatra Neamț. Și cred că până acum calitatea profesională, morală a colegilor mei a fost de bun augur și a demonstrat acest lucru și sper ca în continuare să oferim, pe lângă pregătirea de specialitate, toate cele studenților care ne calcă pragul și să avem aceeași atractivitate. Deci, practic, profesionalismul întregului corp profesoral și nu numai, și a celorlalți colaboratori ai noștri, bineînțeles și cadrele auxiliar didactice, secretare și tot ceea ce înseamnă, toate concură la bunul mers al acestei instituții. Vă simțiți așa ca într-o mare familie aici? Da, suntem o familie și asta am simțit-o de la început și încercăm ca în continuare să rămânem o familie. Am înțeles.
Vă propun acum o întoarcere în timp, dacă sunteți de acord, pentru a-l cunoaște pe omul Constantin Andrei, da? Dincolo de imaginea de cadru universitar, așa, de om serios. Imaginea oficială. Imaginea oficială. Cu o primă întrebare, înainte de a studia muzica, în ce fel v-ați apropiat de ea? Cum a pornit această întrebare mi s-a pus de foarte multe ori și e logic, pentru că trebuie să întreb de unde s-a pornit. Da, eram tânăr, aveam vreo 10-12 ani și ascultam cu plăcere atât pe vărul meu, cât și un vecin, care ambii erau în vecinătatea mea, locuiau în vecinătatea mea și serile ieșeau cu chitara și cântau muzică, folk, rock, Phoenix, țin minte foarte mult pe vremea aceea. Și mi-a plăcut, am simțit că am atracție. La un an de zile, părinții mei mi-au cumpărat o chitară, am zis că aș vrea și eu să încerc dacă se poate. Exact acest lucru l-am făcut, am vorbit cu ei, uitându-mă și primind câteva indicații, iar după aceea m-am împrietenit zi de zi cu acest instrument, care până la urmă a devenit parte din mine, pot să spun, la ora asta, și chiar un mod de viață pentru mine. De acolo am pornit și sigur a urmat Școala Populară de Artă, pentru că la vremea aceea nu era instituționalizată chitara, după aceea a venit... Apropo de... Mă scuzați, trebuie să vă întrerup, pentru că eu, în documentarea mea, am găsit un fragment scris de un fost coleg de la Școala Populară de Artă și aș vrea să vi-l citesc, să văd dacă vă regăsiți. Nu știu dacă știți de el sau nu. Spune despre dumneavoastră așa. L-am cunoscut într-o mică odaie a Școlii Populare de Artă, de pe strada Cuza Vădă din București, toamna lui 1988. Constantin Andrei era un tip atletic, jovial, comunicativ. Aducea puțin cu Elvis Presley, idolul multor tineri din acele vremuri. El studia într-o clasă mai mare și ne intersectam puțin timp, eu fiind începător, el avansat. La plecare însă apucam să aud cum exersa. Cu toții stăteam să-l ascultăm vrăjiți. Se făcea liniște. Era cu adevărat magic. Bach, Paganini, Vivaldi, Astor Piazzolla. Nu greșea niciodată, era concentrat, trăia notele, melodia, respira sunetele cu o patimă de îndrăgostit. Era una cu chitara, un om născut pentru muzică. Un articol scris în 2014, din ce... Da, Răzvan Matescu. Da? Da, care este un mare pictor astăzi. Mă bucur că... Deci am rămas și eu foarte surprins, plăcut. Am regăsit exact cum ați regăsit dumneavoastră, odată. Da, derulând pagina de socializare. Am găsit acest articol, după aceea l-am și sunat, am zis, măi, mule, ce mai fac? Nu mai știam absolut nimic, avea de când să plece, nu știu ce, în străinătate. Așa. Să știți că la Școala Populară din București, și sigur, în toată țara, după aceea am fost și am văzut acest lucru, foarte mulți intelectuali au învățat chitara clasică, pe care i-am cunoscut atât acolo, cât și umblând prin țară. Vă spun, erau avocați, erau pictori, erau, dar profesori, erau, ce să vă mai spun, până și judecători la vremea respectivă, nu facem paralela cu astăzi, erau oameni care, din plăcere, deci erau oameni la 40 de ani, erau, de exemplu, erau mult mai mare ca mine, veneau de plăcere, că începuse, se auzise în chitara clasică ceva, diferite, o muzică cultă, mai era Segovia pe la radio și așa mai departe, nu vreau să fac o paranteză lungă, dar la rândul meu i-am întâlnit pe acești oameni. Eu, într-adevăr, eram mai tânăr ca ei, dar așa eram de pasionat. Ce bine că a spus el. Și Elvis Presley? Da, Elvis Presley se datorează faptului, dar am și niște fotografii, îmi pare rău că nu am acum să vă arăt. Da, aveam o freză foarte bogată. Și chiar semănam cu el, serios. Există o filmare făcută de TVR prin 84 la Festivalul de la Sinaia, unde am luat și locul 1 și unde și m-am filmat la... bineînțeles, marele trofeu. Da, am fost filmat pentru albumul duminical de atunci, există și filmarea pe Facebook, la Hotel Furnica, acolo, unde am acea freză. Deci de-aia vă spun, dacă o vedeți, deci nu mai trebuie să comentăm. O să o găsiți și filmarea și tot ceea ce trebuie. Într-adevăr, așa era. Vreau să vă spun că de atunci am rămas pasionat de acest instrument.
și am încercat alături de alți colegi de-a mei și se pare că am reușit să și instituționalizăm. Vorbeam de Școala Populară de Artă, iar după 90 am fost în vizită la domnul Pleșu, care era ministrul culturii, i-am explicat, i-am arătat niște metode de chitară, i-am spus că sunt o grămadă de amatori care ar veni să facă școală și așa mai departe, și de atunci s-a înființat la Iași în 90 clasa de chitară, iar în licee a început în toată țara. Dar de ce la Iași s-a înființat? De ce nu la București? Pentru că Bucureștiul a fost un pic reticent, să vorbim foarte drept și foarte scurt, și după aceea a apărut rău. După 3 ani, bineînțeles, și Bucureștiul a înființat. Foarte bine. Asta a fost. Deci, la orice lucru nou, să știți că nu este ușor să înființezi un instrument, mai ales care nu a fost. Se știa despre el, ajunsese la oarecare performanță și mai ales era cunoscut, dar, ca de obicei, lumea e reticentă la a face ceva nou, nu știi ce iese până la urmă, dar... Faceți parte din prima promoție, da? De prima promoție și din cel alături de Cristian Livej și Octavian Badea, care a fost la ministrul Andrei Pleșu, da, care am propus și care ne-a semnat acest lucru și să nu uit pe Coriolan Babeti, care era adjunctul dânsului, un om de mare cultură de la Timișoara, care el, întâmplător la Școala Populară de Artă, apropo de intelectual, cântase la chitară clasică, avea o minimă cultură și a zis, cum? Toate țările au, de ce să n-avem și noi? Deci el a fost omul care a pus umărul imediat și exact cum v-am citat la treaba asta. Sigur. Deci am făcut parte dintre cei care au pus umărul la înființare și, bineînțeles, la făcând parte din prima promoție, alături de fratele meu, Aurelian. Înțeles. Să nu trecem așa ușor peste adolescența dumneavoastră, acum că am auzit ce echipeș erați, nu că acum nați, dar Elvis Presley, închipui că rupeați ceva inimi pe vremea aceea. Da, dar nu cu Elvis, ci cu mine. Să fiu și modest până la capăt. Am înțeles. Dar spuneți-mi ce liceu ați făcut, de fapt? Școala Populară a fost da. Ceva extrașcolar. Vreau să vă spun că pe vremea aceea, adică între 80 și 84, era la modă și erau două licee de ținută. Practic am făcut un liceu de mine petrogeologie, secția topografie, unde era o muncă foarte interesantă și de cercetare și de desen tehnic și de aplicare în teren. Știți, vedem exact toate ridicările care se fac acum cu decenii de la topografie. Era, practic, Institutul de Îmbunătățiri Funciare care se dezvolta și, oricum, față de alte meserii, era una care mie mi-a plăcut. Era tehnică, dar să știți că am stat bine și la școală. Și am absolvit acest liceu de la Brănești, de mine petrogeologie. Am fost angajat un an de zile, iar după aceea a venit Revoluția și am optat pentru această înființare și, sigur, am făcut parte din prima promoție. Dar cei de acasă cum au primit? Părinții dumneavoastră nu s-au speriat puțin să lăsați ceva... Nu? Da, și se plătea foarte bine și chiar o meserie bună. Nu, am avut niște părinți... Așa, măi, Constantin, dar unde duci tu așa exact să devii artist? Da, vreau să vă spun că părinții mei au fost oameni deschiși, oameni minunați, care în momentul, să spunem, din 80, când am început și cu chitara foarte bine, și vreau să vă spun că până în 86 deja câștigasem premii la Sinaia, dădusem recitaluri la Ateneul la Sala Mică, iar în 84 am dat la Sala Mare pe vremea aceea și începusem să cânt prin țară, deja fusesem în vreo 10 orașe, am și acum programe de sală sau ce exista la vremea aceea. Eram, să spun, cel mai cunoscut și nu mă tem să o spun, în breasla aceasta. Deci, practic, începusem această meserie de interpret, chiar dacă nu aveam o școală, să spunem, superioară. Părinții mei m-au încurajat în așa fel încât eram
În 1989, deci dacă nu venea Revoluția, eu în septembrie vroiam să mă duc în Bulgaria. Pentru că acolo exista această clasă, că bineînțeles prin statul român făcusem o cerere și în primă fază se aprobase, dar a venit Revoluția și mi s-a spus că stai liniștit, că și aici se pot rezolva. Și într-adevăr așa a și fost. Aș fi mers pe acest fir. Pentru că nu mai eram numai talentat, deja începusem să profesez în locul ăsta. Iar părinții mei m-au încurajat. Mi-au luat o chitară, chiar în 88, chitara profesorului meu, o grămadă de bani, a făcut rate, cum se făcea pe vremea aia, dar m-au încurajat și părinții mei au fost alături. Nici de cum nu s-au speriat și iată că nu s-au înșelat. Nu s-au înșelat. Până ajungem la perioada din Iași, să amintim de un trio pe care îl formați cu cei doi frați ai dumneavoastră, dar asta după ce urmărim un clip cu o piesă cunoscută.
trei talentul ăsta în familia Andrei, trio Andrei. Cum a luat ființă? Spuneam mai devreme că eu începusem să concertez. Fratele mijlociu, care e cu 4 ani mai mic ca mine, se uita, am văzut că foarte atent la un moment dat și interesat, după o anumită perioadă, fapt care a spus mamei, dar mie nu-mi cumpere o chitară. Și a spus, da, cum să fie. I-a cumpărat o chitară și lui și am început ușor să-i arăt eu câte ceva. Dar, într-un an de zile, l-am dus și pe la Școala Populară de Artă, unde același profesor, Simion Sihota, care încă trăiește și îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut atât pentru mine, cât și pentru generații întregi de chitariști, l-a luat și imediat l-a pus pe picioare. Avantajul lui a fost că venind acasă, eu fiind mai avansat, automat îl corectam, cântam împreună, a fost atât de inspirat profesorul Sihota încât ne-a dat câteva duete, fiind în același loc. Am început să cântăm și de acolo și dragostea de a cânta împreună, cameral. Și mi-l începe pe cel mic, da, cel mai mic, venind cel mic, diferență, cu 11 ani față de mine, deci după ce s-a născut. Într-adevăr, el la 6 ani deja buzia că vrea și el, noi cântam deja. Și vreau să vă spun că a început și el și el a făcut liceul de muzică, deci practic Adrian Andrei, care e și compozitor astăzi, el a beneficiat de întreaga educație și de trei parcursuri muzical, așa cum se face, școală de muzică, liceu de muzică și facultate. Așa? Da, exact. El a fost cel care a prins toate formele de învățământ cu chitara instituționalizată. Vreau să vă spun că mi-a fost student, n-a vrut să meargă în altă parte. Da. Și încă din anul 4, când era el, atunci în anul 2000, am înființat trio Andrei, care încă de la început am avut succes și în continuare încercăm în fiecare an să bucurăm publicul la festivaluri sau acolo în toamne muzicale, unde suntem invitați să concertăm. Pe unde ați fost așa? Povestiți-ne. În toată țara, vreau să vă spun, opere, teatre, Ateneul Român, muzee, filarmonici, deci nu cred că a existat spațiu cultural să nu fim invitați, pentru că, încă o dată vă repet, dacă era festivalul, se ținea în anumite săli, dacă era toamna muzicală, se ținea în filarmonici, dacă era un concert al Ateneului Român, eram prezenți acolo și așa mai departe. Deci peste tot unde a fost nevoie. Am înțeles. Și acum că ne-am imaginat noi așa cum erați ca frățiori, studiind, dar ca băieței, cum erați? Vă băteați? Vă agitați? Erați ca și copii, așa, trei băieți? Pare atât de mult la o casă de om? Da. Cum să vă zic, jucam fotbal, ne dădeam cu Sania, ne urcam din pom prin pădure, fiind pădurea Cernica lângă noi. Mai cădeam, mai ne juleam cu bicicleta, luam unul la altul, ne mai puneam piedică, făceam toate cele năzdrăvănii care toată lumea le face, deci n-am fost putiți de aceste plăceri, să spunem. Da, am simțit copilăria cu toate frumusețile ei, și cu toate anotimpurile și cu toate jocurile, să spunem, copilăriei, de la șotron la ce vreți, da, așa mai departe, am trecut. Deci, practic, ne-am comportat ca toți ceilalți și ne bucurăm că a fost așa. Sigur, nu am avut un soi de agresivitate, să spunem, să ne batem unul pe celălalt, în afară, când ne mai fura mingea sau vrea bicicleta. Ne băteam pe bicicletă, dar bătaia însemnând că cine o fura, după aceea, ați înțeles, deci practic nu în alte condiții. Lucruri, da, eu cred că frumoase și care s-au mai întâmplat și în alte familii, nu numai la noi. Deci nu. Da. Rămăsesem la Iași. Cum a fost perioada de studenție? Cum ați găsit Iașiul? Iașiul, plecat? Da, am plecat din București la 28 de ani. Iașiul a fost un oraș atât de cald, atât de primitor, care, vreau să vă spun, am plecat din București, dar Iașiul e pe primul loc în sufletul meu
și al soției mele, să vă povestesc și de ce, pentru că acolo ne-am cunoscut, dar Iașu rămâne orașul cel mai frumos al perioadei noastre, să spunem, din tinerețe. Acolo ne-am educat, acolo am găsit oameni, acolo ne-am făcut prieteni, o grămadă de familii cu care suntem și în ziua de astăzi prieteni. Ne-am mutat la Cluj pentru că acolo am fost invitați, mai ales eu și după aceea și soția mea, dar ne întoarcem de fiecare dată la Iași, parcă cu o trăire mai amplificată decât la Cluj trăim, Iași nostru e în regulă. Iașiul rămâne ceva special, ceva care de câte ori ajungem ne răscolește, dar la modul cel mai frumos. Deci rămâne locul 1, Iașul, în sufletele noastre. Am înțeles. Am întâlnit oameni minunați și în continuare avem prieteni și ne bucurăm că în fiecare soția an... Soția este din Iași sau...? Nu, soția mea este din Dobrogea, din Măcin, dar am găsit o studentă la medicină și a venit la unul dintre recitalurile în care cântam eu cu fratele meu la filarmonică, în duet, pe vremea aceea, era un concert unde participau și niște francezi, noi am cântat prima parte, în a doua, și am ieșit seara la o cafea, la o bere, nu mai știu cu ce s-a prelungit, și bineînțeles am socializat, ne-am condus unul cu altul acasă și de acolo ne-am cunoscut și a fost frumos. Bravo, frumos, o poveste frumoasă, nu-i așa? Și foarte scurtă, da. Foarte scurtă. Și la Cluj, ajuns, cum ați ajuns, conferențiar? Da, vă spuneam... Cum se ajunge conferențial? Se ajunge următoți pașii, da. Practic eram în anul 5 la Academia de Muzică, la Universitatea, nu, la Academia de Arte George Enescu, pe vremea aceea, Universitatea de Arte George Enescu astăzi, unde ne pregăteam de licență, eu cu fratele meu. Și am aici în spatele meu și mă uit cu emoție pe maestru Spătărelu, care atunci era unul dintre confidenții noștri și unul dintre oamenii care ne-au protejat în tot sensul, dacă vreți, adică ne întreba dacă ne-i foame, dacă ne-i sete și dacă avem nevoie de ceva. Deci era protector, da? Deci am spus tot, da. De ce? Pentru că maestru Capoianu, bun prieten cu el și care era ca un părinte al nostru, i-a spus, dragul meu, vezi că la Iași se află doi buni prieteni de-ai mei, doi băieți de-ai mei, și așa ne-am cunoscut și din anul întâi, v-am spus, am rămas mai mult decât atât, în relații foarte bune și a vegheat asupra noastră, ca mai târziu să fim colegi la extensia Piatra Neamț. Asta e altă poveste. Ei, eram anul 5 și domnul Spătărelu a venit cu noi din partea Academiei de Muzică George Enescu, pentru că aici, la Piatra Neamț, se desfășurau vacanțele muzicale, care era prima ediție organizată de Academia de Muzică Gheorghe Dima. Aici l-am întâlnit pe domnul profesor Misievici, deși dânsul organizase, și, cum vă spuneam, aveam penultima seară un concert la teatru, unde a avut loc și încă teatru se știe despre el, da, unde eu cu fratele meu am cântat 40 de minute, aproape un recital întreg de duete, pauză și un quartet de chitariști din Franța, quartetul din Champagne-Ardenne. A fost un concert extraordinar și atunci ne-a văzut pe mine și pe fratele meu, domnul rector Alexandru Fărcaș, împreună cu domnul prorector de atunci, Cristian Misievici, profesor universitar doctor, care, nici mai mult și mai puțin, a spus, vrem să stăm de vorbă. Și mi-a spus, am nevoie de unul dintre voi să deschidem clasa de chitară, pentru că am foarte multe cere și vreau unul din voi, pentru că sunt din prima generație și zice, fratele meu a spus, eu cred că merg spre casă și ceea ce am și făcut. Am terminat, m-am luat bagajul și într-o lună de zile eram în iulie la Academia de Muzică, am fost cazat la camera de oaspeți și n-am fost degeaba pentru că mă pregăteam să dau pentru masterat. Era prima formă de masterat, dar se numea studii aprofundate. În generația mea a fost Daniel Boiții, Pozărescu și o grămadă de alte nume mari, să spunem, astăzi. Am dat acel concurs, am intrat și în vară, în 1996, a fost primul concurs de admitere la Academia de Muzică din Cluj-Napoca,
unde în același an am dat examenul pentru preparator universitar. Deci a fost preparator universitar, asistent, lector și după aceea. Deci, practic, am urmat toate etapele. Tot aici, la Cluj, l-ați cunoscut pe domnul Titus Uieraș, cu care ați înființat o trupă, un duo, da? Duo Mero se numește. Da. Povestiți puțin? În 2004, știu că noi cântam, eu cântam cu frații mei și l-am cunoscut pe colegul meu făcând parte odată din comisiile de examinare, de licență și așa mai departe. Și un violonist, un violonist extraordinar, sigur, un om cu concursuri internaționale și mai ales și naționale, dar un foarte bun violonist. Și la un moment dat m-a întrebat, a participat la recitalurile noastre și a zis, mi-aș dori tare mult dacă am putea să cântăm împreună, că știu că există multă literatură și bună pentru vioară și chitară. Și am spus, cu mare plăcere. Într-o săptămână am selectat un material, am început să repetăm și la o lună de zile a fost primul nostru recital. Și dacă nu mă înșel, a doua lună chiar a coincis cu stagiunea de aici, de la Piatra Neamț, care de fapt debutul nostru se leagă de extensia Piatra Neamț. Și în 2004, practic, am debutat aici. După aceea ce a urmat, se poate vedea. E poveste. E poveste. Da, am cântat multe recitaluri variate stilistic, în funcție de ceea ce în funcție de festivalul sau toamna muzicală sau evenimentul la care eram invitați, că era numai muzică baroc, că era numai romantic, că era un recital cu toate stilurile, cuprinzând toate stilurile, muzică românească și așa mai departe, am mers cu toată plăcerea și, sigur, practic, această formulă ne-a apropiat foarte mult, că îl consider ca un al patrulea frate, el fiind mai mic ca mine. Și este și dumnealui profesor aici. Sigur, este conferențiar universitar la Academia de Muzică Gheorghe Dima și, bineînțeles, profesor de vioară și în cadrul extensiei Piatra Neamț. O să vă propun să urmărim și noi un clip cu Duo Meros. Liceu. În armată tot primul am fost, așa că acest A, da.
m-a purtat întotdeauna să fiu primul. Spun, nu a fost o misiune ușoară, până și în domeniul muzical, a trebuit să îmi dau acest doctorat, mai întâi și mai întâi pentru a limpezi ceea ce înseamnă chitara, lăuta, care de unde vine, de câte secole, ce literatură are, ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă, că sunt instrumente distincte. Și acest lucru l-am explorat și mai ales așezat în lucrarea de doctorat și mai ales în cele două cărți pe care le-am elaborat în urma doctoratului. Și eu cred că a fost un lucru foarte bun și foarte util, în primul rând, profesorilor de istoria muzicii, profesorilor de estetică și așa mai departe, de practică pedagogică, pentru că predau din aceste manuale și, bineînțeles, să nu uităm și contribuția colegilor mei care ulterior și-au dat cei doctoratul și au explorat alte zone ale chitarei clasice. Am înțeles. Sunteți și inițiatorul și mai ales directorul artistic, da, al Festivalului Internațional de Chitară, Transilvania. La câta ediție ați ajuns? Ce ne povestiți? Da, se află la cea de-a 17-a ediție și, cum vă spuneam, și în acest arie, dacă vreți, de preocupări, mi-am dorit să deschid și să susțin un festival de ținută, nu neapărat națională, chiar din prima m-am gândit la un festival asemănător cu celor din Europa la care am participat. Întors de acolo, mi-am propus și am reușit. În primii trei ani a fost singur, l-am alcătuit, dar după aceea cu colegul meu Ștefan Trifan, care acum mi-a asistent. Și care este din Roma, da? Da. De unde care suntem noi. Mai întâi student și după aceea asistent, care a consimțit și care împreună am dezvoltat acest festival, care într-adevăr, dacă vă uitați pe YouTube sau în edițiile anterioare, îl veți vedea în funcție de invitați, de premii, de participanți din toată lumea. Până și din Portugalia am avut pe Andrei Madeira, care acum este un nume, și laureații noștri. Nu vreau să dezvolt mai mult, dar sunt nume mari. Într-adevăr, a ieșit, și nu mă laud cu acest lucru, se poate vedea, un festival în primele trei ediții național și după aceea internațional, care este un pol cultural atât în România, dar și în spațiul european și nu numai, că am invitați din toată lumea și doresc să participe în cadrul festivalului nostru ca profesor care dau master curs și mai ales prezenți în concertele minunate care le preia și TVR-ul și așa mai departe. Am înțeles, pentru că ne place foarte mult ceea ce faceți, o să vă invit să urmărim încă un material cu o piesă foarte frumoasă.
observat din tot ce povestiți și știu că nu apucați să ne spuneți tot ce faceți în general. Când aveți timp pentru toate acestea și dacă vă mai rămâne și pentru dumneavoastră, pentru sufletul dumneavoastră? Fără niciun fel de modestie, vă spun că încă de multă vreme sunt un om, încă din tinerețe pot să spun, sunt un om organizat. Organizându-mă am reușit să reușesc mai pe toate planurile să-mi duc proiectele la îndeplinire și în condiții bune și foarte bune. Dar, în ceea ce privește parcursul unei zile, trebuie să fii un pic neamț. Eu sunt latin la origine, dar în ceea ce privește orarul de desfășurare a unei zile, unei săptămâni și mai ales ce privește de proiecte care viitoare, le privesc cu maximă atenție și, vă spuneam, trebuie privite cu seriozitate și cursivitatea să fie ca cea a unui neamț. Practic am spus că de la ora cutare am cursuri, mi-am văzut de cursuri, de la ora cutare la cutare am repetiție sau repet pentru un anumit proiect, acolo sunt. Încerc cât de cât să nu ies din această schemă și, într-adevăr, această schemă sau orar mă duce către reușită. Deci, practic, dacă vrei să faci mai multe lucruri și bine, trebuie să fii organizat. E prima condiție. Eu alta nu cunosc, dar asta fac și voi face în continuare cât se poate. Am și timp pentru mine, pentru că știu să nu mă încarc cu celelalte când sunt în preajma soției mele sau în familie sau la mine acasă. Știu să nu discut despre acele lucruri, ci să-mi văd de partea frumoasă a lucrurilor în ceea ce mă privește pe mine și soția mea. Călătoriți? Da, foarte mult. Datorită acestei meserii, practic eu nu am nevoie, vacanțele pentru mine sunt alte călătorii, da. Dar de obicei, mergând să susțin recitaluri, sigur ajung o zi înainte, am posibilitatea să și vizitez acolo unde nu am vizitat, să mai văd locuri care poate nu le-am văzut și, bineînțeles, să și cânt sau să fac ceea ce am de făcut în locul respectiv. Practic, îmi vin călătoria cu concertul. Și, sigur, până la urmă, mă aleg și cu una și cu cealaltă din această călătorie. Absolut. Pentru că tot am început cu facultatea din Piatra Neamț. Spuneți-ne, nu știu, cea mai drăguță amintire de aici sau cea mai amuzantă sau ce vă amintiți așa cu mare plăcere în atâția ani, 20 de ani? Nu știu ce să vă spun, pentru că la mine în fiecare zi există un necunoscut, o noutate. Întotdeauna orice venire la Piatra Neamț îmi oferă atâtea lucruri noi, pentru că odată trebuie să răspund administrativ, s-a întâmplat cu tare, trebuie rezolvat cu tare. După aceea, colegii mei, avem de cântat, trebuie să mergem, nu știu ce, avem de organizat, haide să facem. Bineînțeles că pe lângă toate aceste lucruri care țin de specificul și de meseria noastră, de specificul instituției, există și momente în care, după recitaluri, concerte, ne adunăm, mai ieșim la o terasă, mai ieșim la un restaurant și care ne oferă un prilej de mare bucurie de a ne mai împărtăși ultimele impresii. Sigur, acolo glumim. Nu știu dacă e oportun să spunem pe post. În orice caz, este o socializare foarte frumoasă. Ne bucurăm de viață, ne bucurăm de întâmplările noastre, știm să glumim, știm să râdem, știm să le și corectăm. Ceea ce vreau să vă spun este că mă bucur că am asemenea colegi cu care pot glumi, cu care ne putem corija și viața e alcătuită din lucruri atât frumoase, plăcute, mai puțin plăcute, dar acest melanj de fapt, trebuie să știm să-l avem și să-l facem cât mai frumos. Mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră în emisiunea mea. A fost o onoare.
și era de partea mea că m-ați întrebat. Pe voi, dragii mei, vă aștept și vinerea următoare cu alte povești de viață inspiraționale. Nu uitați de momentul meu pentru suflet în noblețe, în 3 minute. Astăzi va fi cu domnul Constantin Andrei. Să aveți un weekend minunat. La revedere!